face o deosebită plăcere prezența dumneavoastră la Car Speranța Hunedoara cu prilejul aniversării a 55 de ani de activitate, un eveniment foarte important în viața noastră. Dorim ca împreună cu dumneavoastră, cu toți participanții care sunteți prezenți la această manifestare, să dăm girul domnului președinte al Federației să ne dezvelească placa comemorativă cu privire la aniversarea 55 de ani. Poftiți, domnule. Pur și simplu m-aș emoționa. Este o onoare pentru mine. E prima dată în viața mea când desvăl o placă comemorativă. Păi în viață învățăm de toate. Da. Bine, domnule. Acum să vină și... Asociația Car Speranța Hunedoara, aniversare 55 de ani. 1959-2014. Încă o dată vă felicit pe dumneavoastră, întregul colectiv și de ce nu și noi, cei care participăm la acest eveniment deosebit al dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate! Mulțumim! Ce vă rog, sunteți bineveniți! Începeți cu secretariatul, contabilul șef. Să rămâne, spuneți care este numele dumneavoastră, vă rog? Alina Lupu mă numesc. Și... Alina Lupu. Da. Și sunteți secretar. Secretar. Cu ce vă ocupați ca secretar? Înscrierea membrilor în asociația noastră, retragerea membrilor, transferarea, excluderea, ajutoare sociale, toate. Deci tot ce înseamnă activitatea de secretariat. Exact. Sunteți angajat cu contract individual de muncă, cu program 8 ore. Da. Bine, să rămână multă sănătate. Bună ziua, stăm de vorbă cu doamna Mircea. Mircea Mioara, mă numesc, am fost secretar. Ce activități deosebite față de contabilul șef? Sau același? Cam toate. Toate. Adică toate sub forma că le înlocuiesc când nu este dânsul, orice... Dar semnătură cine are? Eu am dreptul de semnătură al domnului președinte și dreptul de semnătură al contabilului șef îl are o altă colegă de la contabilitate, Furca Olivia. Cum vă numiți domnul contabil șef? Rotar Delian mă numesc. Domnul Rotar Delian, de când sunteți în funcție de contabil șef? Din 2009. 2009, când eu am venit pe la dumneavoastră, 2009. Erați contabil șef? Nu, eram atunci, asta și pe da. Programul este 8 ore, uneori mai și depășit, să mai da, întâmplă, nu? Da. Și faceți probleme de contabilitate, care înseamnă toate cele vizând încasări, plăți, registrul de casă trece pe la dumneavoastră? Da. Zilnic? Da, zilnic îl urmăresc și colega operează. Însemnați? Îl prezentați zilnic la președintele de casă? Nu, nu. Registrul de casă. Da. Cererile de împrumut vin și le... Și la sfârșitul zilei aveți încasări plăți și vă mai rămân niște bani. Banii care rămân îi duceți la bancă? Da, dacă suma este mare. Facem aici o întâlnire cu Consiliul Director. Consiliul Director al CRP Pensionar Speranța Hunedoara. V-aș ruga să vă prezentați fiecare și cu ce anume sector din activitate vă ocupați. În două fraze, spuneți-vă. Deci, eu mă numesc Stoica Romulus, sunt consilier cu probleme economice și de comunicare în cadrul Asociației Case de Ajutor și Proca Pensionarul Speranța Hunedoara. Mă bucur de plăcerea colegilor mei și de conducerea noastră. Vă mulțumesc că sunteți prezenți în mijlocul nostru și sperăm să avem o colaborare în continuare cu toată. Mă numesc Nicușa Petru, consilier cu probleme sociale. Ne întâlnim pentru a 5 ore, cred că. Da. Și pe la București, și pe la Sinaia, și peste tot. Da. Mă numesc Șerban Gheorghe, sunt consilier supliant cu probleme sociale și mă bucur că v-am văzut și v-am cunoscut. Vă mulțumesc, domnul consilier. Pe mine, domnul președinte, mă cunoaște, numele meu Grecu Constantin, sunt consilier cu probleme de cultură, președintele Cenacului Literar și de jurnalist al Casei Reciproce a Pensionarilor. Cu revista. Cu revista și cu toate problemele, cu da. Toate problemele. Deci, doi consilier cu probleme sociale, nu? Da. Deci, probleme sociale sunt doi consilieri. Deci, mă numesc Stanciu Gheorghe, sunt consilier cu probleme organizatorice. Vă mulțumesc de prezență. Cu ce vă ocupați din punct de vedere organizatoric? Ce anume? Adică câteva detalii să-mi dați, dacă se poate. Atragerea. Eu știu, dar membri, ca să rămână... Atragerea de noi membri, probleme legate de evidență, toate lucrurile care aparțin
Aveți și casieri zonali? Nu. Da, avem. Deci în comune limitrofe aveți? Da, avem la Ghelare, avem patru sucursale. Da. Și noi avem un specific al nostru aparte, că organizăm în fiecare an 34 de adunări consultative pe cartierele municipiului, dar și pe localitățile rurale, contactul direct cu oamenii care, asta se organizează prin mergătorii adunărilor generale anuale ale reprezentanților. Eu vă mulțumesc, mai stăm de vorbă și astăzi și mâine. Spuneți-vă rog, care este numele dumneavoastră? Lidia Furca. Funcția? Contabil. Cu ce anume vă ocupați? Mă ocup cu declarațiile la bugetul statului, mă ocup cu popriri pentru creditele acordate, mă ocup cu inventarierea, cu arhivarea. Deci problemele de registru de casă nu sunt de competența noastră. În birou contabil șef, unde mai este un economist acolo, pe lângă dânsul, pe lângă contabilul șef. Bine, vă mulțumesc. Sunt de vorbă cu doamna cenzor șef. Spuneți-vă rog numele dumneavoastră. Maier Alexandra. Maier Alexandra. De când sunteți la CAP, doamna Maier? Din anul 2009. 2009. Da. Deci am oarecare vechime. Eu am venit la dumneavoastră prima dată în 2009. Da, știu. Dar eu în iulie 2009 și dumneavoastră ați venit în primăvară tot așa. În primăvară, da. De aceea nu ne-am cunoscut. Spuneți-vă rog componența Comisiei de Cenzuri. Deci deocamdată sunt numai eu aici. Dumneavoastră sunteți. Da, eu. Am înțeles că se vor purta discuții, însă problema este că cel care face parte din Comisia de Cenzori trebuie să fie persoana activă la cei de la experții contabili și atunci este mai greu pentru că să-i găsești, să fie activ, să-și plătească toate taxele la loc. Tot ce înseamnă activitate de cenzor faceți dumneavoastră. O fac eu, da. Toate verificările. Ce program aveți, doamna? Deci am un program de 4-5 ore pe zi. Sunt zile când nu sunt aici la această instituție, adică la acest punct de lucru, pentru că fac verificări pe teren. Știu că până la venirea mea nu s-au făcut astfel de verificări, dar eu așa consider că este mai corect. Registrul de casă trece pe la dumneavoastră? Sigur că da. Zilnic? Deci, da. Foarte da. Frumos, foarte bine. Deci, în primul rând, registrul de casă îl verific și... Unul din documente de bază ale CAP-ului, vezi intrările, ieșirile, încasările, soldurile rămase. Da. Același lucru... Și după aceea urmează partea de verificare pe teren. Sigur că da. Același lucru îl fac și atunci când mă deplasez la punctele de lucru din mediul rural, deci verific efectiv monetarul, documentele care sunt întocmite, aceste verificări le facem inopinant, deci noi nu anunțăm că mergem, da, știți? Da, da. Ca să, dacă avem și alte activități acolo, toate inventarele sunt verificate. Acum, și din experiența mea, activitatea de cenzor e cam grea, la 11.000 de membri, aproape 11.000 de membri cât aveți dumneavoastră, verificați toate documentele, vă ia cam mult timp. Acum știți care e treaba. Legea contabilității cu care eu lucrez și o am în mână, acolo spune că orice persoană care face verificări, aceste verificări le face prin sondaj. Pentru că și un conducător, atunci când verifică anumite activități din instituție, sigur că face prin sondaj, pentru că nu le poți face filă de filă ceea ce fac câțiva zeci de angajați. Munca este de multă răspundere. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru timpul acordat și vă doresc succes. Sărumâinile, suntem la caserie. Spuneți numele dumneavoastră, vă rog. Dragoș Laura, sunteți și casieră. Da, operator. Încadrată la CARP, totul e pe calculator, nu? Da. De când sunteți încadrată la CARP? De 4 ani. 4 ani, da. Mulți înainte. Mulțumesc. Și faceți și plăți sau numai încasări? Încasări. Încasări? Da. Aici zic numai încasări. Numai încasări. Și dumneavoastră? Bioiște Margareta. Da. Aveți același program ca și colega dumneavoastră, faceți numai încasări, da? Încasări, da. De cât sunteți încadrată la CARP? De 8 ani.
8 ani, mulți înainte. Mulțumesc. Bine, să rămână. Văd că aveți condiții foarte bune, lucrați pe calculator. Chitanțele ies pe calculator, automat, da, pe imprimantă, da. Bine, să rămână, vă mulțumesc. Numele dumneavoastră, funcția? Contabil. Contabil. Și vă ocupați cu încasări și plăți sau nu mai încasări? Întocmirea contractelor de împrumut. Deci aici se întocmesc contractele de împrumut, da? Până la ora 11, iar după ora 11 încasări. Se fac și înscrieri aici? Înscrierile se fac la secretariat. La secretariat, da. Deci faceți contracte de împrumut și încasări. După ora 11. Și plățile unde se fac? Plățile le face colega mea. Da. Da. Cum vă numiți? Florian Doina. Florian Doina. Da, casier. Casier, faceți principal. Da. Faceți numai încasări? Încasări și plăți. Și încasări și plăți. Și plăți, da. Dar plățile se fac numai la dumneavoastră, împrumuturi. Împrumuturi de ce se retrage? Tot ce înseamnă plăți la dumneavoastră. Registrul de casă, cine îl întocmește? Dumneavoastră întocmește registrul de casă. Și cui îl prezentați? Contabilului șef. Contabilului șef, da. Da. Bine, vă mulțumesc, să rămână succes în activitate. La Centrul Medical Social Speranța Hunedoara, care are cabinet de fizioterapie, recuperare, reumatologie, băi galvanice. Aici se fac consultațiile cu toți medicii care lucrează pe două schimburi. Deci câți medici aveți? Avem aici doi medici specialiști. Care specialiști? Așa, ce specialitate au cei doi medici? Ei medicină sunt generală, în fizioterapie, reumatologie. Da. Fizioterapie. Da. Și unul dintre ei are și specialitatea de acupunctură. Să rămână, să rămână. Doamna coordonator al Centrului Medical Social. Să rămână. Numele dumneavoastră, vă rog? Iovanoviciu Marica. Sunteți coordonatoare a Centrului Medical Social. Deci câte cabinete aveți, domnul? Păi avem care? Poftiți. Reumatologie, fizioterapie, cardiologie, endocrinologie. Oftalmologie aveți? Și da, vă faceți. Audiometrie, ecografie, somatologie. Somatologie, audiometrie. Deci în total câți medici aveți? Avem 4 medici. Ei cum sunt angajați? Salariații noștri. Sunt angajați contract de alt de muncă. Toți și cu... Toți, foarte bine, cu contract de alt de muncă, cu 4 ore, 6 ore sau știu eu cât, și dar... Și masări și toată lumea, și femeia infirmieră. Asta înseamnă stabilitatea postului. Aici e sala de kinetoterapie. În general, la tratament vin pacienții după accidente vasculare, pacienții cu afecțiuni neurologice, ortopedice și... Care reumatice. Este programul la sala de kinetoterapie? De la 8 până la ora 4. Numai tineretă avem. De la ora 4. Profesoara de kinetoterapie. Să rămână Chioa. Dumneavoastră ce specialitate aveți? Baneofiziokinetoterapeut sunt. Baneofiziokinetoterapie. Da. Sunteți angajat acasă? Bineînțeles. Cu câte ore? Nu stai, 8 ore. 8 ore? Da. Frumoși, dumneavoastră? Să funcționăm, avem nevoie de așa ceva. 8 la 16 programul, nu? La toate cabinetele sau nu aici? La majoritate. La majoritate, la cardiologie. La cardiologie, care este încărcarea? Că cei mai mulți pensionari suferă de boli de inimă, de ochi și alte. Da, și reumatism mare. Și reumatism și câte și mai câte. Da. Cam câți pensionari vă vin pe zi aici? În medie, așa. Pe zi, între 40... 50, cam așa. 40-50 pe zi? La toate, la tratament. La toate. Nu, dar aici, la kinetoterapie. La kinetoterapie am și câte 20-30. 20-30? Depinde. Ei, pensionarii, plătesc? Nu. Gratuit. De două ori pe an. Poftiți-o greșite, dar la de fapt. Numele dumneavoastră? Cradigati Rodica. Asistentă. Medic sau asistent? Nu, asistent de balneofizioterapie. Balneofizioterapie. Programul dumneavoastră este... Este de la 8 ore, 7:30, 15:30. Da. Sunteți angajat a CARP-ului? Da, sunt angajat a CARP-ului. Contract individual de muncă. Cu contract individual de muncă, da. Sunteți mulțumită? Foarte. Foarte. Pe altfel n-aș fi stat. Și
Câți ani ai de muncit? 41 de ani am anul ăsta. În specialitate. În specialitate. 41. Da. Colega mea, asistent. Bianca Muntean. Bianca Muntean. Corespondent. Asistent. Asistent, da. De 10 ani lucrează aici la noi. Sunteți angajată în contabilitate de muncă, da? Programul la fel, 8 ore. La fel, la fel. Toată lumea. Bine, vă doresc multă sănătate. La mulțumim, la fel. Avem și o să avem și dincolo, că avem și baia. Noi mai avem încă pacienți. Încă. Aici e campania noastră socială. Donații din suflet pentru cei nevoiași. Aici e baia galvanică, foarte bună pentru afecțiunile reumatice, pentru artroze și pentru afecțiunile circulatorii. Domnul președinte, vreau să vă spun că eu am văzut foarte multe carpuri, cel puțin pe cele mari, pe toate le-am văzut. Cele mari înseamnă de la 10.000 de membri în sus, dar asemenea dotare și personal în domeniul medical ca la dumneavoastră nu există. Sunteți pe locul întâi și vă felicit pentru treaba asta. Ce am văzut până acum în domeniul asistenței medicale? Aici avem masajul. Bună ziua! Spuneți, vă rog, numele dumneavoastră, dacă vă... Mircea Mihaiț. Sunteți angajat al CARP-ului, domnul Mircea, da? Da, da, da. Cu contract individual de muncă. Da, da. Care e programul dumneavoastră? 7.30, 15.30. 8 ore? Da, da. Și nu vă dorm mâine după 8 ore de masaj? Nu. Cam câți pacienți faceți pe zi, domnul Mircea? Mă depinde, nu. În medie, așa. 10, 15? Odată 10, odată 15, odată poate 5. Depinde de câți oameni sunt și... Depinde de ce recomandă mea, deci cu specialist. Da, 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 da. Da. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă, că bănuiesc că aveți, aveți putere, pentru că masiorii de regulă sunt foarte puternici. Aveți doi masiori. Adică avem o fată, dar ea e din schimbul celălalt. Sănătate, vă mulțumesc! Felicitări foarte frumoase pentru tot ce aveți aici. Domnul doctor, aveți specialitatea de cardiolog. Sunteți pensionar? Pensionar și lucrați în continuare tot cu contact individual de muncă, nu? Și laborator. Foarte bine. Și eu sunt pensionar și eu lucrez tot cu contact de muncă. Da. Da. Ce program aveți, domnul doctor? Luna, miercurea și vineri. Luna, miercurea și vineri. Ați fost directorul Spitalului Municipal Hunedoara. Și acum vă ocupați de pensionari. Exact. Foarte bine. Este foarte o acțiune nobilă, să știți. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Câți ani aveți, domn doctor? 78. Tensiometru, oscilometru, aparatul de EKG. Portabil? Da, portabil, sigur. Puteți să mergeți la un pacient acasă, nu? Sigur că da, și să mergem în caravane. Așa, caravana medicală, sigur, foarte bine, sigur, foarte bine. Da, sigur că da. Nu. Asta e pentru un ecograf. Ecograf. Sigur. Mare performanță cu deci, eliberare de diagrame. Da. Electrocardiograful, ecograful, ecograf cu firmă, se repara, îi se dă firmă la orice laborator, îi se dă tot rezultatul pe firmă. Da. Atât. Deci cabinetul este dotat, dotat cu tot ce e nevoie pentru dumneavoastră ca medic specialist, exact. Și dacă ați fost și director al spitalului din Hunedoara, înseamnă că cunoașteți foarte bine situația din punct de vedere al cardiologiei a pensionarilor. Că practic nu știu dacă din 10 pensionari e unul care să aibă probleme cu inima sau în general cu probleme cardiologiei. Sunt mulți, foarte mulți. Așa, cele hipertensiune arteriale, majoritatea cu hipertensiune arteriale, diabet zaharat, sindrom multicomplex, adică hipertensiune arterială, diabet zaharat. Da, 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 cu mai multe. Sunt multe, înțelegi? Deci 4-5 boli cronice pe același pacient. Exact, același pacient, sigur că da. Da. Mai mult. Asta trebuie să înțeleagă și guvernanții, noi facem filmul ăsta, că nu există pensionar în România care să n-aibă cel puțin 4 boli cronice. Da, exact, așa. Și treaba asta cu pensionare este lăsată așa undeva mai departe. Noi, case de ajutor reciproc, cel puțin dumneavoastră faceți lucruri minunate aici la CARP Speranța Hunedoara.
Dar nu puteți să-i cuprindeți pe toți, toți pensionarii bolnavi. Asta este, da. Bine, vă mulțumesc, domnul doctor, și multă sănătate și putere de muncă. Toată plăcerea, dragoste.